Anul acesta, cei care achită impozitele la primărie până la sfârșitul lunii beneficiază de o scutire de până la 10%. Taxele vor crește însă din 2013 pentru cei care au în proprietate o locuință, un teren de construcție sau unul agricol. Sunt vizați de această majorare și cei care au pășuni, live sau păduri. După ce s-a anunțat că în anul 2013 vor crește taxele și impozitele, mecidienii s-au așezat la coadă încă de la primele ore pentru a plăti taxele spre primărie. Asta în condițiile în care până la sfârșitul acestei luni vor plăti cu 10% mai puțin. Oamenii s-au așezat la coadă pentru a-și achita dările, dar și pentru a beneficia de reducerea promisă. Aceștia s-au declarat nemulțumiți de faptul că trebuie să aștepte ore în șir până ajung la ghișeu. Pentru ce v-ați așezat la rând astăzi? Să plătim impozitele la ce avem datorii, la casă, la gunoi. Plătiți mai puțin acum sau de ce stați de aici de dimineață? Parcă așa se zice, că avem ceva reducere. De la ce ora stați aici? De vreo un sfert de oraș. La 8 jumate am venit aici. Plătiți mai puțin acum pentru impozit? Nu știu, să vedem acum. Să plătim impozitul. Noi bătrânii suntem foarte conștienți. Primele zile, dar uite acum că s-a amânat cu vreo 20 de zile. Noi suntem bătrâni, bolnavi, nu putem să stăm la cozi ore întregi. De când stați aici? Păi am aproape o oră. Și sunteți nemulțumită de situație? Păi sunt nemulțumită de salariații care sunt aici, că până când își bea cafeaua, până își fumează țigarea, timpul trece. Stăm de o oră, asta este... Ce să facem? Plătiți mai puțin pentru impozit acum? Nu, plătim tot. Deci stăm la coadă să plătim tot, să ne luăm grijă. Pe anul 2013. Poate mai mult, să vedem cum a venit acum impozitul. Începând cu luna februarie, mecidienii care nu și-au plătit taxele nu vor mai beneficia de reducerea de 10%.